Aș putea să-mi iau orez. Nu știu, cum fac ăștia la Survivor, la emisiunea aia. Încerc să mă gândesc ce să mănânc în seara asta, dar cred că nu fac nimic. Și n-am nici sare în casă, n-am ulei, n-am absolut nimic. Și în sfârșit a venit Schinja. Stai să vezi, stai să zic despre ce e vlogul. Tot mai ce să... Trebuie să mâncăm de un leu. De un leu? Bă, frate, ce o să luăm noi de un leu, bă, frate, să mâncăm? Supe. Păi supa aia e un leu și, cred. O văz? Da, o văz, da. Ăla-i 2 lei. Da, păi da, suntem 2. Da, un leu cu un leu. Da, mamă, ce idee. Okay. Da, frate, și facem cu apă de la robinet. Da. Deci nu cred, nu putem să mâncăm nici cu șdovăz. Sunt prea scump. Chiar mă simt pregătit așa, să nu mănânc nimic. Salut, sunt Otto de la Miere TV și astăzi vreau să fac un challenge, să vedem dacă pot să mănânc de un singur leu toată ziua. Am ales să fac acest challenge pentru că ieri nu am reușit să dorm deloc, alaltăleri la fel. Am stat până la ora 8-9 dimineața treaz, unele zile am stat și mai mult. Am încercat să mă resetez, dar nu am reușit. Deja a vins pe somn, este ora 6:30 seara, am fost la sală și vreau să adorm foarte devreme. Ultima mea masă a fost ieri dimineață pe la ora 5. Să vedeți oricum în clipul de duminică toate mesele pe care le-am avut săptămâna aceasta, pentru că sunt și la slăbire și o să vedeți ce prostie am făcut. Am luat 5 kg în 2 zile, fraților, e ceva de speriat. Am mâncat foarte multe dulciuri duminică și acum mă simt foarte, foarte plin. Este deja seară, vreau să adorm de vreme și m-am gândit să fac acest challenge. Deci de la ora 6 dimineața de astăzi până mâine la ora 6 dimineața, eu trebuie să mănânc decât de un singur leu. Trebuie să vină Schija pe la mine, un tovarăș de-al meu, și să mergem împreună la Lidl, să facem cumpărăturile și stau și mă gândesc ce să-mi cumpăr, fraților, pentru că habar nu am ce să-mi cumpăr de un singur leu pe zi. Oare e posibil? Oare e sănătos? Depinde, da și nu. Dar depinde de mai mulți factori. Dacă ești sănătos și ai mâncat foarte mult zilele dinainte să faci challenge-ul ăsta, e ok. Nu spui în pericol sănătate. Am văzut foarte mulți oameni care nu mănâncă nimic timp de o zi, post negru, și în fiecare săptămână nu mănâncă nimic timp de o zi. Vă dați seama că n-au nimic, că au supraviețuit. Chiar spun că sunt efecte benefice dacă reușești să stai o perioadă mai lungă de timp fără să mănânci. Însă am văzut pe internet, pentru că internetul ăsta e plin de nebuni, am văzut foarte mulți care încearcă 10 zile, 20 de zile, 30 de zile să stai nemâncat, nu știu, mi se pare extrem. Și nu v-aș recomanda niciodată să încercați chestia asta, eu nu o să încerc niciodată lucrul ăsta. Dar o zi mă gândesc că este ok, am mai făcut-o și în trecut și într-adevăr sunt efecte benefice, iar astăzi chiar mă simt pregătit așa. Să nu mănânc nimic. Deci chiar nu știu, fraților, ce o să mănânc astăzi de un leu. Ce o să-mi cumpăr de un leu. Da, l-aștept pe tovarășul al meu și vreau să mergem la Lidl și să mă sfătuiesc cu el. Mă gândeam acum că aș putea să-mi iau orez. Eu știu, cum fac ăștia la Survivor, la emisiunea aia. Mănâncă decât orez. 3 boluri de orez pe zi? Uime. Aia. Chiar, fraților, ați văzut că ea la Survivor mănâncă 3 boluri de orez și se antrenează și au probe dificile în fiecare zi. Nu știu, mi se pare foarte, foarte greu. Bine, despre asta e emisiunea până la urmă. Cine reușește să supraviețuiască cel mai mult, cine poate să tragă cel mai tare de corpul lui. Dar chiar îl urmăresc pe Andy de la Insula Iubirii și a slăbit foarte mult. Cred că e de o lună acolo și a slăbit foarte, foarte mult. E campion național la fitness și... Îți dai seama, de la 3 boluri de orez pe zi, slăbești foarte mult și cu cât trece mai mult timp, cu atâta organismul devine mult mai slăbit și ți-l pui în pericol. Însă chestiile astea sunt lucruri extreme, sunt challenge-uri foarte grele și nu vi le recomand, v-am zis. Încerc să mă gândesc ce să mănânc în seara asta, dar cred că nu o să mănânc nimic. O să beau apă,
și ceai. Și cam atât. În rest, nu mi-am nimic prin casă, am mâncat tot azi noapte. Bun, fraților, haideți că închid acum, o să-l aștept pe tovarășul ăsta al meu, mergem, facem cumpărăturile la Lidl, mă sfătuiesc cu el să vedem ce luăm de mâncare și apoi ne revedem aici pentru că o să-l supun și pe la testul meu, la challenge-ul meu de un leu pe zi. O să mâncăm amândoi de un singur leu. De fapt, un leu el și un leu eu, 2 lei. Haideți, ne revedem după aia să vedem ce mâncăm și cum le pregătim sau ce o să iasă, ce gust o să aibă. Deci n-am nici sare în casă, n-am ulei, n-am absolut nimic, n-am nici tigăi. O să fie foarte dificil. Am decât o cană electrică care îmi face, îmi fierbe apă. Și căni, pahare. 2 hours later. Și în sfârșit a venit Schijă. Salut, oameni, Schijă. Salutare, ce faceți, băieți? El este omul care m-a învățat tainele editatului, fraților. Și astăzi facem vlog. Hai. Stai să vezi, stai să zic despre ce e vlogul. Domnul mai încet. Trebuie să mâncăm de un leu. De un leu? Da. Deci până mâine trebuie să mâncăm de un leu, frate. Îți dai seama? E bine, am amins la oameni că o să te supuși pe tine testului meu. E bine că ai mâncat înainte. Eu l-am mâncat de ieri, de la 6. De dimineață. Măi, nu prea am slăbit. După ce am făcut nebunia aia cu tine atunci cu ciocolata, o să vadă oamenii duminică în clip. M-am luat vreo 5 kg, frate, ești nebun? Da, nu știu. Ce-am luat, dar că n-a fost mult. Bă, n-a fost așa mult, dar nu știu, n-am putut să dorm, m-am stresat, am lucrat foarte mult, am lucrat la canalul de YouTube, am schimbat toate alea, coperțile, chestii, și n-am putut, frate, să dorm și cred că de la stres și de la astea m-am îngrășat. Eu seara deci o să luăm noi de un leu, bă, frate, să mâncăm. Păi supa aia e un leu și, cred, aia la pic. Și cine mai ne ajunge o supă decât? Trebuie să ne gândim, ceva orez, nu știu, ceva care să se mulțească. O văz? Da, o văz. Ăla-i 2 lei. Păi dar astea-n 2, un leu cu un leu. Da, mamă, ce idee. Da, frate, și facem cu apă de la robinet. Și... și cu ce dracu mai mâncăm, nu știu, atât? 2 lei, fix 2 lei. Mamă. Hai că mergem să luăm o băz. Ne-a venit ideea, super tare. Deci nu cred, nu putem să mâncăm nici fuși de băz. Sunt prea scump. Deci nu cred așa ceva. Păi și ce mâncăm, frate? Mai bine puneam, n-am mâncat nimic toată ziua. N-am mâncat nimic pentru 24 de ore, era mai ok. Nu cred, fraților, un leu și 19 bani depășește bugetul. Nu putem să luăm supă la plic. Prea scumpă. Deci aș putea să am putea să mâncăm 3 chifle, aproximativ, cum de 35 de bani. 3 chifle de astea, de un leu. Un covrig cât e, mă? Covrigul 0,99. Sau un covrig. Supă, de ce ești un covrig pe zi? De cam puțin? Chifla fitness? Da, s-o am putea să mă pun o franze, dar nu. Nu mă ajung nouă de bani toată ziua. Da, am cred că o idee bună nici asta. E cam la sos să mă începe negoală. Uitați, fraților, am găsit griș de grâu la 1,29 lei. Dar faza e că nu știu dacă putem să-l facem la... faza e că nu știu dacă putem să-l facem la aparatul ăla de electric. Cred că o să mâncăm covrigei pentru că avem de ales între pâine, care e tot așa un leu, covrigei. Și pâine goală sau covrigei goi. Preferăm covrigei. Am ajuns aici la un raion unde sunt foarte multe chestii sub 2 lei, pentru că noi suntem două persoane și putem să luăm o pungă și să o mâncăm amândoi, să o împărțim jumătate. Vedeți, sunt până în 2 lei toate prețurile astea. Aici avem o diversitate superbă. Ia uitați ce pungă mare.
A, dar stai că aici că e un leu 69 asta. 69, da. Sixuri. Ia, să vadă lumea. Uite cât de mare e. Are 200 de grame, asta are 250. Wow. Și un leu 99 covrigei cu max. Mai avem covrigei mici la 100 de grame punga, la 69 de bani, care nu putea se merita, că murim dracu de foame, chiar. Chiar așa. Și ovăzul e mai scump, da, ai văzut de 2 lei și cea. De 10 bani dacă ai. Bă, și ce idee bună cu ovăzul. Mă gândisem și eu la aia. Aia era cea mai bună. Și ce facem? Mâncăm din astea, da? Asta e. Acum ne putem în cadra de 2 lei. Un leu 29, luăm una de asta. E un leu 29, bezel cu sare. Așa. Și avem 70 de bani. Și una mai mică. A, da, uite, la 70, nu cred. Da, și... Perfect. Deci avem așa o variantă. Luăm ăștia la un leu 29 plus, deci un leu 29, un leu 30 plus 70 de bani, vin fix 2 lei. Încă o pungă de din ăștia. Nu, ăștia mici. A, ăștia mici sunt? Da. Încă o pungă de din ăștia. Luăm așa, două pungi, una din ăștia mare în ăsta, 2 lei. Ba nu, depășim. 1,69. Asta două pungi, câte grame îi scau? 250. 250 de grame sau o pungă din asta care are 250 de grame, sare chimenda, se pare că are 250 de grame. Și astea două tot 250? Da, acestea două așa, 250 în total. Una are 100 de grame și aia la 250. Măcar mâncăm două lucruri diferite. Da, stixurile lasă-le, nu mai sta pe ele mâine. Da, așa. Stixurile sunt scumpe, 1,69. Și de 30 de bani avem ce să luăm. Avem cu sare și... Bă, dar stai așa, stixurile... A, 200 de grame au. Mă gândeam că mai multe grame. Trebuie să luăm mai multă mâncare, cât mai multă putem. Să avem mai multe calorii. Să nu murim neva de foame. Adevărat. Nu vine să cred. Noi suntem la challenge-ul de... de un leu și mâncăm covrigei goi. Ar merge covrigei cu dântele astea. Leu și 9 bani. Biscuiți, da, și ăștia sunt buni. Cât sunt? Un leu? Și nu sunt la reducere. Da. Mamă, ăștia sunt mai buni. Dar câte grame au? 90. 90 de grame. Și nu putem să luăm două, că depășim 2 lei. Da. 90 de grame, da, față, da, de... De ce ai pus bugetul? Un leu? Măcar un leu și 50 de bani. Așa, măi. Da. Data viitoare să vin cu buget mai mare. O să vin, da, cu un buget mai mare. Măcar 50 de bani, nu știu. Haideți, fraților, că am ajuns acasă și acum Ionuț mă ajută aici să desfacem. Salutare, dragilor! Avem covrigei cu covrigei. Felul 1 covrigei, felul 2... Un produs excelent! Îi facem o prezentare! Ia zis tu, hai să vedem tu. Bun! Ok! Mhm. Merg. Cât au fost ăștia? Nu uitam. Un leu și 29. Un leu 29. Mamă, sunt buni. Ăștia sunt buni. Hai să facem ceva. Hai să vedem acum felul 2. Circus cu sare și chimene. Interesant. Chimene, îmi place. 100 de grame. 70 de bani, 69 de bani. Ia. Yeah. Da, așa stă așa mai dulce aici. Mai dulce așa puțin. Merge în combinație cu ăștia cu sare. Dar se simte chimenul. Da, e foarte bun. Îmi place chimenul. Mâncam alea rotunde. Nu știu, sărățele. Să... Cu chimenul. Da, discuri alea mari. 2 lei. Hai să vedem și câte calorii au. Ăștia au 100 de grame și au 404 calorii. Deci 400 de calorii pe 100 de grame. Toată punga asta. Iar la asta... Asta are 372 pe 100 de grame și are 150 de grame. Deci... Are mai puține calorii pe 100, dar are
E mai multă, are 150 de grame. Da. Și are 370 de lei pe 100. Nu știu, 400-500. Cam așa. Cu 400 sunt 900 de calorii maxim. Oh. Deci din 900 de calorii împărțit la 2, 450 de calorii. Cam așa. Ok. O să ne bătem pe ăștia. Da. Toată seara. Sunt sălați în mult. Fight! Dar încercăm să nu mai stăm așa mult. Încercăm să facem acum câteva jocuri. Și după aia să ne băgăm la somn. Că trebuie să ne odihnim, avem nevoie de odihnă, cel puțin eu. Exact. Am fost și la sală, sunt rupt. N-am dormit de două zile cum trebuie. Și acum am încheiat. Mulțumesc, am mulțumit de așa. Nu știu ce să zic. Mulțumesc. Ați uitat la acest episod. De ce? Nu. Dacă v-a plăcut, dați un like și subscribe. Mai facem challenge-uri de acest gen. Puteți să dați în comentarii un buget care să-l avem pe ziua aia și să-l... Da. Și vom încerca să facem un clip pe tema asta. Și să-i dea în comentariu, știi? Deci câți bani să cumpere. Adică 5 lei, 10 lei. Acum ai comandă de 5 lei ceva de genul. Și dați în comentarii. Exact. Și faci așa, lăsați când zic eu. Da. Cu nervi, cu nervi. Da. Așa facem, da. Ok. Hai. Bun, fraților, cam atât pentru acest clip. M-am blocat. M-am blocat. Vă mulțumim foarte mult dacă ați ajuns până aici, cine ați urmărit. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați și un like, să bubuiți butonul de like și să ne scrieți în comentarii, pentru că vrem să mai facem clipuri de genul acesta pentru voi, să ne scrieți în comentarii un buget, să ne încadrăm amândoi și să mâncăm toată ziua, să mâncăm 24 de ore numai din acel buget, să vedem ce putem găsi și să vedem dacă reușim să supraviețuim. Nu uitați să vă abonați la acest canal, pentru că am văzut că 70% dintre voi nu sunteți abonați la canal, așa că vă rog frumos, m-ați ajutat foarte mult dacă v-ați abona. Eu sunt Otto, el este Ionuț. Salutare! Vă urăm o seară minunată tuturor, până data viitoare. Ciao!